Slavă lui, și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sunt Părintele Matei Vulcănescu și așa cum v-am obișnuit, dezbatem așa când avem timp, când putem, câte un subiect important pentru mântuirea sufletelor noastre, încercând să-i urmăm lui Hristos Dumnezeu în toate. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre un subiect, să spunem așa, incendiar, să spunem un subiect tabu, un subiect care nu este abordat pentru că există o frică din aceasta teribilă ca să nu abordăm acest subiect și anume subiectul feminismului. Această plagă care s-a a venit peste omenire și anume feminismul. Și feminismul acesta ia foarte multe forme, fațete. Este, iată, de exemplu, astăzi, de așa zisul Valentine's Day, da? în Italia, femeile, multe dintre femei, astăzi îi umilesc pe bărbaților. Este o zi a umilinței bărbaților. Uh, îmi aduc aminte că în Grecia, toate, absolut toate filmele de lungmetraj uh, sau filmele uh, acestea, artistice uh, mai noi, uh, în episoade, da, uh, am uitat cum se numesc, nu m-am uitat de mult la televizor, nu mai știu cum se numesc, uh, seriale, seriale, asta e cuvântul, serialele. Vorbeau acolo despre tot, tot timpul bărbatul trebuia să fie mai prost și femeia întotdeauna îl conducea pe bărbat și îl, îl punea în postura aceasta în care bărbatul și-a lumina de la femeie. Deci, vedem această inversare de roluri, sau mai bine zis, o exagerare a lucrurilor teribilă. Într-o direcție uh, care este total uh, neplăcută înaintea lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să, să discutăm puțin acest subiect al feminismului, uh, pentru că, da, este un subiect uh, important, și pentru ca să înțelegem feminismul, trebuie să deschidem Sfânta Scriptură. De aceea o să iau și o Sfânta Scriptură. Iată, am aici Sfânta Scriptură. Așa. Aceasta este. Sunt Scriptură. Dumnezească Scriptură, da? Așa. O să o deschidem la facerea lumii. Așa, la capitolul 3, da, de la facere, unde se spune așa. Iar șarpele era mai înțelept decât toate fiarele cele de pe pământ care le-a făcut Domnul Dumnezeu. Și a zis șarpele către femeie. Ce este că a zis Dumnezeu să nu mâncați din tot pomul raiului? Și a zis femeia către șarpe. Din tot pomul care este în rai, mâncăm iar din rodul pomului care este în mijlocul raiului, a zis Dumnezeu să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți. Și a zis șarpele către femeie, nu veți muri cu moarte, că știe Dumnezeu că ori în ce zi veți mânca din el, se vor deschide ochii voștri și veți fi ca niște Dumnezei, cunoscând binele și răul. Și a văzut femeia că bun este pomul la mâncare și plăcut ochilor la vedere. Și cum că frumos este a cunoaște. Și luând din rodul lui a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat cu dânsa. Și li s-au deschis ochii amândorura și au cunoscut că erau goi. Și au cusut frunze de smochin și și-au acoperit și au făcut acoperământuri în prejurul trupului. Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu umblând prin rai după amiază zi. Și s-a sculat Adam și femeia lui de către fața Domnului Dumnezeu între pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis lui, Adame, unde ești? Și el a zis, glasul tău m-am auzit, umblând prin rai și m-am temut că gol sunt și m-am ascuns. Și a zis Dumnezeu, cine ți-a spus că ești ție că ești gol? Fără numai că dacă ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit, numai din acesta să nu mănânci. Și a zis Adam, muierea care mi-ai dat o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și a mâncat. Și a zis Domnul Dumnezeu muierii, de ce ai făcut aceasta? Și a zis muierea, șarpele m-a amăgit și a mâncat. Și a zis Domnul Dumnezeu șarpelui, pentru că ai făcut aceasta blestema să fii tu din toate dobitoacele și din toate fiarele pământului pe pieptul tău și pe pânte ce te vei târâ și pământ vei mânca în toate zilele vieții tale. Vrăjmășie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și între sămânța ei. Acela va păzi capul tău și tu vei păzi călcâiul lui. Muierii au zis, Înmulțind voi mulține cazurile tale și suspinul tău în dureri vei naște fi, și spre bărbatul tău va fi întoarcerea ta și el te va stăpâni. Iar lui Adam a zis, Pentru că ai ascultat glasul femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am porunciție numai dintr-o acela să nu mănânci, și ai mâncat din el blestemat să fie pământul într-o lucrurile tale, într un cazuri vei mânca din trânsul în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă va răsări ție și vei mânca iarba pământului, În o sudoarea feței tale vei mânca pâinea ta, până când te vei întoarce în pământ din care ești luat, că și pământ e și în pământ te vei întoarce. Iată cât de clar sunt prezentate lucrurile aici. Da, cât de clar, cât de clar. În primul rând, dacă ar fi să, pre... să vedem lucrurile acestea în ochii modernității, ceea ce am citit aici este total anacronic și total manipulator. Nu? Pentru că Dumnezeu îi manipulează pe Adam și pe Eva, spunându-le că dacă vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, atunci vor muri. Deci, ce face cineva? Cineva ar spune astăzi, o feministă ar spune că Dumnezeu le-a spălat creierele lui Adam și Eva și feminista s-ar pune exact în locul șarpelui care spune nu e adevărat. Dumnezeu v-a mințit când va interzis să mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. De fapt, el nu vrea ca voi să cunoașteți binele și răul. Deci, iată, o să citim așa puțin, să vedem din această carte a Părintelui Savatie Baștovoi, o carte foarte bună. Între Freud și Hristos, da? Părintele Românac Savatie, l-am cunoscut personal, este poet, eseist, prozator, unul din acei scriitori pe care îți face plăcere să-i citești. Schie frumos și pilduitor, da. Hai să citim un lucru apropo de chestiunea aceasta. Zice Părintele Savatie în cartea Între Froi și Hristos, Cam așa arată discursul remixat pe care diavolul a șoptit Evei în rai. De ce ești proastă, Eva? Ai atâta putere, stăpânești peste animale și peste stihii. Nu ți închipui că ai, ai putea să stăpânești și fără să ai asupra ta tot timpul controlului Dumnezeu? Oricum el ascunde de voi un mare secret. De fapt el se teme că dacă o să mâncați din acest pom... O să stăpâniți și peste el. De asta nici nu vă lasă. Tu însă nu fi proastă, mănâncă din el. Învinge-l pe acest rău făcător invidios, adică Dumnezeu, care nu vă lasă să vă bucurați cu adevărat de viață. Eva a simțit în sine grandoarea misiunii la care a fost chemată. Ea și-adună forțele și îl înfruntă pe Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul spune că ea a trăit atunci plăcerea monstruoasă pe care o are fiecare când săvârșește un păcat mare. Ea a simțit plăcerea biruitorului, acea fericire care nu este altceva decât plăcerea în fața unui obstacol învins. În această stare a alergat ea la Adam pentru a se lăuda cu ce făcuse. Poftim, Adam! Tu nu ai avut putere să o faci, dar eu, uite la mine, am făcut-o. Ții minte acea poruncă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ei uite că eu am călcat-o și nu, și nu, numai că nu am murit, ci am căpătat putere asupra tuturor. Poți să mănânci și tu dacă vrei, eu îți permit. Eva a alergat la Adam ca o regină. Ea era convinsă că a devenit mai mare decât Adam, căci îl înfruntase pe însuși Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a și pedepsit-o, supunând-o bărbatului său pentru totdeauna. Primii oameni au simțit atunci euforia pe care o are fiecare după săvârșirea păcatului. Acel mister care îi putere și stăpânire asupra tainelor dumnezești. Din cauza acestei euforii, omul nu realizează adevărata sa stare, care este ca un lup care linge în înfierbințeală o lamă de cuțit înmuiată în sânge, ascunsă în zăpadă. Așa cum lupul, după ce a lins sângele înghețat, ajunge la lamă și tăindu-și limba, începe a-și mânca propriul sânge până moare, așa și omul cuprins de fierbințeala păcatului, se omoară singur bă, bându și sângele vieții celei veșnice pentru totdeauna. Aceasta este citatul din Părintele Savatie Baștovoi, extrem de sugestiv și de clar, asupra a ceea ce înseamnă feminismul astăzi. Și uh, cât de rău face această mișcare care se opune de fapt întregii Evanghelia lui Hristos. În primul și în primul rând, atât bărbatul cât și femeia nu realizează, lor li se spune de fapt de psihologia modernă că ei sunt desăvârșiți, că ei nu au nicio lipsă. Da. Pe când noi vedem clar Câți oameni de desăvârșiți sunt la spitalul de nebuni? Câți oameni fără, lipsă, fără lipse sunt la spital și sunt pe sedative? Câți oameni fără lipse sunt în depresie, în anxietate, în frică, în, în boală, în toate cele? Toți sunt desăvârșiți, toți nu au niciun fel de probleme. Și nici nu trebuie să le spui că au probleme sau că sunt bolnavi sufletește. Sau că mintea lor îi minte. Sau că mintea lor este strâmbă. Sau că mintea lor este bolnavă. Că mintea lor este nebună. Așa cum spun Sfinții Părinți. Așa cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Atunci când în scara explică această boală a minții. Pe care omul o are uh, datorită păcatului strămoșesc. Această moștenire a bolii minții. Pentru că omul de aceea, de aceea se vorbește de vindecarea minții. De vindecarea nusului. Așa? Pentru că... Omul, când se naște în, în, și vine în această lume, el se îmbolnăvește. Mintea lui se îmbolnăvește și se întunecă. Întunecarea minții este o boală a minții. Da. Omul, dacă nu are conștiința faptului că el atunci când merge la biserică, când își caută un, du un duhovnic, el își caută un duhovnic pentru că este bolnav sufletește, nu pentru că e sănătos, pentru că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi au nevoie de doctor. Dacă cineva merge la biserică și-și caută un duhovnic cu conștiința că el este sănătos, înseamnă că este, se află în poziția omului sănătos care se duce să caute un medic să-l să opereze. Păi da, dar tu ești sănătos. De ce cauți un medic? E un nonsens să tu, sănătos fiind, să cauți un duhovnic. Pentru că duhovnicul este medicul de suflete este medicul. Iar dacă tu nu ai conștiința faptului că tu ești bolnav, că mintea ta este bolnavă, este strâmbă, este nebună, da? Mintea omului gândește caleidoscopic. Ea trebuie să fie luminată de Duhul Sfânt ca să se însănătoșească. Ea are nevoie să treacă prin smerenie, prin ascultare, da? Dacă ea nu trece prin ascultare, prin tăierea voii proprii și ascultarea, împlinirea voii lui Dumnezeu, da? atunci, și asta se face prin Părintele Duhovnic luminat de Duhul Sfânt, atunci omul este, rămâne în boala sa oricât ar merge la biserică și orice ar face, el rămâne tot bolnav, sufletește. Nu-l ajută cu nimic faptul că se duce și se spovedește, spune păcatele pe care el le consideră păcate, dar dacă cumva duhovnicul îi spune, vezi că aici greșești, el o să spună, nu i adevărat. Și mai ales femeile fac lucrul ăsta și spun, eu sunt o persoană foarte bună. Eu nu am, greșat, nu am greșit cu nimic, ceilalți greșesc. Ceilalți sunt răi, dar eu fac ceea ce fac, fac corect. Asta se numește părerea de sine. momentul în care omul are această părere de sine, și mai ales femeia, care. Uh, ideea aceasta că sunt mai bună decât ceilalți, sunt mai bun decât ceilalți, și bărbatul și femeia, dar femeia mai mult, pentru că este mai aplecată spre așa ceva, datorită acestei slăbiciuni și datorită păcatului strămoșesc. Da? Pe care l-am auzit din Sfânta Scriptură. Și atunci, ideea aceasta că eu sunt bun, atunci nu mai are rost să mă duc să mă spovedesc. Dacă mă duc să mă spovedesc, mă duc doar să-mi liniștesc conștiința. Dar dacă cumva Duhovnicul îndrăznește să-mi spună, vezi că mintea ta este bolnavă, este strâmbă, este nebună, da? Atunci Duhovnicul devine cel mai mare dușman al acelei persoane. Și atunci spune, tu vrei să mă manipulezi cu tehnici de manipulare. Da, vreau să te manipulez. Vreau să te manipulez cu tehnica de manipulare a Sfântului Ioan Scăraru. Vreau să te manipulez cu tehnica Sfântului Antonie cel Mare. Vreau să te manipulez cu tehnica uh, Patericului Egiptean. Vreau să te manipulez cu tehnica Filocaliei. Uh, vreau să te manipulez cu tehnica Evangheliei și tehnica Pelerinului Rus. Vreau să te manipulez cu tehnica părintelui Ilie Cleopa. Vreau să te manipulez cu, uh, 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 cu, această manipulare așa care să te ducă pe tine, prin această manipulare, să te ducă pe tine la Hristos. Da? Să te ducă pe tine la Dumnezeu. Și bineînțeles, manipulare așa este în ghilimele. Pentru că, vedeți, vedeți cum diavolul încearcă toate să le strâmbe toate să le sucească, da? Să le sucească. Deci, nu pot să am încredere în mintea mea. Atâta timp cât mintea mea este strâmbă, este bolnavă, este nebună, după cum ne spune aici Sfântul Ioan Scăraru, așa, iată, avem aici o carte excepțională, se numește Știința Medicinei Duhovnicești, Practica Psihoterapiei Ortodoxe, în care, se specifică toate aceste lucruri. Da. Iată. Uh, foarte clar. Anume. Vindecarea nusului. Vindecarea minții. Conform Sfântului Anscărarul. Duhovnicul. Trebuie să-l conștientizeze. Pe om. Că mintea sa este strâmbă, bolnavă și nebună, să nu aibă încredere în mintea sa, ci să aibă toată încrederea în părintele său duhovnicesc. Vedeți? Da. Lucrurile acestea sunt extrem de utile ca să înțelegem exact, foarte clar. Cum stau lucrurile? Pentru că dacă noi nu avem încredere totală în Duhovnicul, care, atenție, a trecut prin cele trei criterii, adică nu este schismatic, nu este eretic și nu te îndeamnă la păcat, da? bineînțeles că trebuie să, 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 să verifici până îți găsești Duhovnic, să verifici, să cauți să cauți până găsești acel duhovnic care te poate vindeca, care ți arată boala ta cu adevărat. Nu duhovnicul care te mângâie, așa, îți mângâie boala. Da? Atunci, dacă nu există, vedeți că există această lipsă de încredere între duhovnic și ucenici. Dacă există această lipsă de încredere, bineînțeles că duhovnicul nu poate să-l vindece pe om și ucenicul nu poate nu se lasă vindecat. Păi n-are cum. Din lipsa de încredere. Iată ce frumos spune cineva. Măi bărbate, am descoperit eu cum stă treaba. Da. Nu mai asculta de popa. Că el ne manipulează, ne spală pe creier. Crede în mine. Altfel nu-ți mai fac mâncare, nu-ți mai fac sexualitate. Eu îți voi arăta calea. Bărbatul răspunde. Da, ai dreptate. Un nenorocit acest popă. Arată tu calea. Calea este aceasta în care tu trebuie să asculți de soția ta, nu de ce spune Dumnezeu printr-un popă. Popa are o tehnică prin care ne, ne descoperă falsitatea și nu ne lasă să ne bucurăm de viață. Ce bine se stă în mândrie și neascultare. Apoi, femeia, văzând că l-am probodit, zice: A, Ăsta s-a lepădat de Dumnezeu și de duhovnic, ce tare sunt, l-am sub papuc. După perioadă vede femeia că îl înșală vede că femeia îl înșală, nu îl mai suportă sau moare bărbatului, îi se spune că nu a văzut bine, îi se pare, da, și te să aibă toată încrederea. Când se trezește singur, realizează că l-a pierdut și pe Dumnezeu, crezând că femeia este veșnică și atotputernică. Vedeți foarte frumos acest lucru. Această Aducere la zi ce s a ceea ce s-a întâmplat cu Adam și Eva. Da? Pentru că aceasta este o realitate teribilă, acest feminism, această lipsă de. Uh, această lipsă în care ne credem, de fapt, autosuficienți. Noi, uh, noi asta ne credem, că suntem autosuficienți, da? Da. Noi, noi, noi suntem. Uh, 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 ne credem a tot cunoscător și ne auto-vindecăm noi. Nu avem nevoie de duhovnic. De aceea, uh, deci iată, Ava Dorotei spune lucrul acesta. Iată ce spune Ava Dorotei aici. Deci cum trebuie să fie relația cu duhovnicul? Pentru că este extrem de importantă aceasta. Dragostea și ascultarea față de părintele duhovnicesc dau naștere unei stări aparte. Ucenicul se simte fericit să-l slujească pe un asemenea părinte sfânt și nu-l cinstește numai pe el, ci orice lucru ar avea legătură cu el. Iată. Ava Dorotei l-a slujit pe Ava Ioan și spune, apropiindu-mă de locuința bătrânului, mă închinam la ușa chiliei lui ca înaintea cinstitei cruci, și cu mare o sârdie slujeam, că cine n-ar fi dorit să slujească unui astfel de bătrân, care avea și viață sfântă și cuvânt minunat. Da? Cei mai mulți nu cunoaștem din proprie experiență marea valoare a supunerii, a ascultării. Da? Însă, tocmai prin aceasta ne naștem din nou. Adică prin ascultarea aceasta. Păi, ca să ascult de un Duhovnit, să ai încredere în el. Ca să ascult de Duhovnit, să faci ceea ce spune Hristos, să împlinești cuvântul care spune fericiți cerșetorii cu Duhul, ca a este împărăția cerurilor. Adică, până când nu ne punem în situația de cerșetori ai Duhului, adică de oameni care nu știm nimic, a căror minte este strâmbă, bolnavă și nebună, a căre, a, în care nu avem încredere în mintea noastră. Da? ci ne punem în credere în Părintele Duhovnic după ce l-am încercat, că este Duhovnic și că ne duce cu adevărat la Hristos, da? Nu la El însuși, da? Ci la Hristos, fraților, da? În esență, ne tămăduiește Harul lui Dumnezeu prin lepădarea voii noastre proprii, prin smerenie. De aceea, în Sfântul Munte se spune că dacă nu ți îngrop starețul, nu poți fi stareț. Dacă am cunoaște din experiență însemnătatea ascultării, am înțelege că în acest duh adevărat al ei putem afla și tămăduirea noastră duhovnicească. Ascultarea este mucenicie, este cruce, iar prin cruce se omoară omul cel vechi și se naște omul cel nou. Astfel, sentimentele se transfigurează și devin trăiri duhovnicești. De aceea atrage atenția Sfântul Varsanufie, Măsura iubirii părinților duhovnicești față de fiilor nu are ceva vătămător, nici ceva trupesc în ea. Toate cele pe care le-am pomenit arată marea însemnătate a părintelui duhovnicesc pentru mântuirea noastră. Prin el suntem călăuziți la pământul cel nou al făgăduinței. Pentru aceasta îi suntem datori cu multă dragoste și cinstire ce se înalță în fapt către Hristos, căci Părintele Duhovnicesc își săvârșește lucrarea cu puterea lui Dumnezeu cel întreime. Nu este vorba despre un cult al personalității sau o idolatrie, da? de o spălare pe creier, de o manipulare, da? ci de părtășie, de unire cu Dumnezeu. Nu este o iubire sentimentală, ci unitatea aceea întru Hristos, care rămâne în veci. Iar dacă la început există ceva bolnav, un dat al sentimentelor, în lăuntrul lavei focului celui sfânt, acesta se mistuie și se transfigurează, se preface în dragoste duhovnicească, adică în energie dumnezeiască. Există desigur și împătimiri bolnăvicioase, însă în duhul pocăinței lucrurile stau altfel. Sfântul Simeon, noul teolog, ne îndeamnă să, facem, să ne facem următori celei din tâi Mucenițe, Tecla, în purtarea sa față de Sfântul Apostol Pavel. Căci aceasta, șezând la fereastra ei și luând aminte la învățătura lui Pavel, ieșind adică din lucrurile pământești și din nevoile trupești, căci nu se depărta de acolo, spune viața ei, ci lipindu-se de fereastră ca un păianjen, nu se scula nici să mănânce, nici să bea ci l-a ascultat pe duhovnicul ei Pavel. L-a urmărit pe acesta atunci când a plecat și fugind singură și părăsindu-și părinții, logodnicul și toate, îl căuta numai pe el și alerga la el cu dor, nesuferință și aducă aminte de altcineva decât de Pavel. Atât de mare era dorul de Pavel care o stăpânea, încât închinându-se la locul unde șezuse Pavel, învățând, săruta pământul pe care stătuse răpicioarele lui și îndeamnă Sfântul Simeon, noul teolog. Nimic din toate acestea să nu ți se pară că s-au zis fără rost. Iar dacă n-ai găsit încă rostul, caută și îl vei găsi. Această dorire a Sfintei Tecla, după Sfântul Apostol Pavel, este dragostea unui suflet rănit de dragostea dumnezeiască. Este o dragoste ce țâșnește dintr-un suflet sfânt și de Dumnezeu iubit. E o nebunie dumnezeiască la fel cu cea a apostolilor, a Sfintelor Femei Mironosițe și a atâtor alți Sfinți. Fie că ne, să, fie să ne adăpăm toți dintr-o astfel de dragoste de Dumnezeu, în chip cu totul dezinteresat, și astfel să rupem legăturile iubirii de sine, care ne tiranisesc și ne țin legați de pământ. În tradiția ortodoxă, părinții duhovnicești, așa cum putem vedea și din cele amintite mai sus, sunt mai cu seamă robei lui Hristos, a căror slujire este de a tămădui pe omul bolnav de păcat. Ei sunt doctorii creștinilor. Lor le-a dat Dumnezeu puterea de a ierta păcatele, de a tămădui, adică neputințele sufletești ale oamenilor. De aceea, rolul lor în biserică este unul însemnat. Părințenia duhovnicească este o stare de har. Părintele duhovnic este Moise, care se roagă și aduce înaintea lui Dumnezeu cererile poporului împărtășindu-le totodată oamenilor gândului Dumnezeu. El ne naște în Hristos. Iar așa se cuvenea să arătăm cinstire și dragostei mamei care ne-a născut, tot astfel cu o cinstire și mai mare și dragoste suntem datori față de părintele duhovnicesc care ne-a născut din nou. Părinții duhovnicești trebuie să fie împodobiți cu harisma duhovniciei să fie să lași al preasfântului Duh și să aibă agonisită, în primul rând, dreapta socotință, dragostea de Dumnezeu. Ei, părinții duhovnicești, sunt cei care ne nasc din nou în Hristos. Iată, iubiților, v-am citit din știința medicinei duhovnicești, vedeți, aceasta este știința medicinei duhovnicești. Da. Trebuie să avem foarte clar în minte, în primul rând, criteriile pentru a-l găsi pe părintele duhovnicesc, pentru că dacă părintele duhovnicesc este un ecumenist care nu botează, dacă nu vorbește împotriva sinodului din Creta, dacă este, dacă este în influențat de duhuri gen oastea Domnului, gen schizma vechiului calendar. Sau știu și eu alte gândiri, Gelasie, Gheorghe, sau știu și eu amestecuri, adică amestecurile, amestecă lucrurile, nu este în duhul părinților, da? Dacă se află într-o stare căldicică, într-o stare de egoism el însuși, el nu poate să ne conducă pe noi pe calea duhovniciei. Da? Dacă este un fanatic anticipist care spune să spună să-ți arzi buletinul, că e Satan am buletin, sau așa, bineînțeles că nu are cum să te ducă pe calea adevărului. De aceea, duhovnicul trebuie să fie ați văzut cum spune acolo, în această carte minunată, părintele Ioanis Romanidis, prin Mitropolitul Eroteos Vlahos și Sfântul, Sfântul Simeon, noul teolog, da? că Părintele Duhovnic trebuie să fie acela care are discernământul duhovnicesc. Da? Pentru că numai în acest discernământ duhovnicesc putem să fim tămăduiți. Da? De aceea duhovnici nu sunt mulți pe această planetă, sunt puțini. Îi numeri pe degete pe duhovnici. De aceea, așa cum v-am mai spus de mai multe ori, ca să ajungem să găsim un duhovnic, să ne rugăm foarte mult ca Dumnezeu să ne-l dea. Și în al doilea rând, trebuie ca să avem, să păstrăm aceste criterii esențiale. Și anume, primul criteriu este ca duhovnicul să nu fie eretic. Erezia nu înseamnă numai să fie ecumenist. De exemplu, dacă are idei eretice, da? idei care sunt erezii, care sunt, de exemplu, amestecă yoga cu creștinismul, vorbește despre energii, reiki și așa mai departe, spun că tot Dumnezeu lucrează și prin așa ceva, toate aceste lucruri da, arată că el nu este un duhovnic bun, nu e un duhovnic, nu te poate tămădui. Da? Deci, ereziac are multe frațete și trebuie să vezi, ca, să cercetezi, să vezi ca duhovnicul să nu fie eretic. Apoi, duomicul să nu fie schizmatic sau să aibă mentalitate schismatică, Schizmatic, adică rup de biserică. Da. Dar în momentul în care uh, mentalitatea schismatică are legătură cu multe, are multe fațete. În momentul în care spune că numai calendarul, calendarul vechi e bun și atât. Dacă ești pe calendarul nou, nu e bun. Uh, în momentul în care uh, spui că, spune că Uh, uh, numai nepomenitorii sunt biserica, atât. Restul se duc în iad. Da. Uh, și uh, uh, în momentul în care uh, spun invers, și anume că nu contează, nu contează, ce crezi, că atâta timp cât ești în biserică te mântuiești oricum, și nu contează, tu fă o ascultare orbească, este iarăși o altă fațetă a schismei, da? față de Hristos, da? pentru că schizma e față de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care și apoi să nu te îndemne la păcat, deci să nu fie schismatic, să nu fie eretic și să nu te îndemne la păcat. Iar a te îndemna la păcat înseamnă multe. De exemplu, a te îndemna la păcat înseamnă a te pune să stai în genunchi duminica, de exemplu. Așa. În momentul în care a te îndemna la păcat înseamnă a te opri de la Sfânta Împărtășanie fără motiv. Dacă spune tu ești că n-ai voie să te împărtășești în fiecare duminică, că e greșit, sau te pune să postești sâmbăta sau duminica. Asta este păcat mare înaintea lui Dumnezeu. Sau să postești lunea, iarăși, este interzis postul de luni. Asta se numește postul fariseilor, postul de luni și de joi. Așa posteau fariseii, da? Este un post interzis de biserică care a fost apoi preluat de evlavia populară, ca și toate lucrurile acestea care par niște lucruri de evlavie, dar de fapt sunt niște păcate împotriva lui Dumnezeu. Da. Iată ce înseamnă, ce poate să însemne să te îndemne la păcat, dragilor. Apoi, trebuie să știm că Părintele Duhovnic, deci așa cum spune, iată, ne spune Anca Nicoleta, ne spune, Duhovnicul e parte esențială a mântuirii. Nu doresc a vorbi de duhovnicul meu, dar am toată nădejdea în el și îl iubesc așa cum o fică își iubește tatăl. Bravo, felicitări, Anca Nicoleta. Aceasta este poziționarea corectă față de duhovnicul nostru. Duhovnicul nostru este tatăl nostru spiritual sau mai bine zis mama noastră spirituală. Pentru că el ne naște din nou. Da. Trebuie încrederea pe care să o avem în duhovnic să fie o încredere totală în momentul în care a trecut aceste bariere. Da de care v-am zis mai devreme. Da? Atunci trebuie în primul și în primul rând să înțelegem de ce mergem la duhovnic și că mintea noastră, da, este strâmbă, este bolnavă, este nebună, să nu mă încred în mintea mea, să am încredere totală în Părintele Duhovnic. Aceasta este realitatea pe care scara raiului o dă a Sfântului Ioan Scăraru. Aceasta este realitatea duhovnicească care s-a pierdut astăzi. Astăzi, dacă spui așa ceva, Zice, mă e manipulare. Duhovnicul vrea să-ți manipuleze, tu te să te încrezi în mintea ta, tu știi mai bine. N-a spus de un duhovnic, ce știe ăla? Păi da, tocmai, vedeți, asta este, uh, sunt, vedeți, se întâlnesc două lumi, da? Lumea lui Dumnezeu și lumea satanei. Lumea satanei este lumea Evei căzute, lumea șarpelui căzut, da? Care spune exact aceste lucruri. Ce s-a scurs tu de popa ăla, Da. Eu știu, eu sunt, m-am m -am luminat, știu mai bine ce am de făcut. Și atunci, de fapt, te întunecat și mori cu moarte, pentru că și Dumnezeu, iată, spune, cu moarte veți muri. Și ce uite că n-am murit. Ați murit după aia însă. S-a despărțit sufletul de trup și ați murit spiritual. Iar moartea spirituală înseamnă tocmai ruperea de acest duhovnic. Da. Știm că Hristos spune la dreapta judecată, ne amenință cu iadul, spunându-ne, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, căci flămând a fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat ați fost și nu mi-ați dat să beau, în temniță am fost și n-ați venit la mine, bolnav ați fost, am fost și nu m-ați cercetat. Ia uitați-vă aici, ce ar zice omul modern acum? Ar spune așa, ar spune, vedeți, manipulatorul de Hristos ne amenință cu iadul. Și ne spune că dacă nu-i facem lui bine, o să ajungem în iad. Și de aceea Dumnezeu iată cum ne manipulează. Da. Vedeți cum diavolul toate răstoarnă. De fapt Dumnezeu nu manipulează, ci prezintă o realitate. Și anume realitatea care este? În momentul în care omul ajunge autonom, acel moment este iadul cel veșnic. În momentul în care omul nu mai are ascultare și este în afara Bisericii lui Hristos, prin lipsa lui de ascultare, față de episcop, față de duhovnic, da? În clipa aceea omul, omul ce se întâmplă cu el? Omul devine, uh, viața lui, de fapt el respinge harul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Bineînțeles că noi gândim despre noi înșine că toți ceilalți sunt mândri, numai noi nu suntem mândri. Toți ceilalți greșesc, noi nu greșim. Toți ceilalți își judecă pe duhovnic, noi nu-l judecăm. Noi constatăm, noi, noi arătăm binele, noi știm, noi suntem, mintea noastră strâmbă, bolnavă și nebună, nebună devine criteriul ultim, ultim al vieții noastre. În așa fel încât noi îl detronăm pe Dumnezeu din inima noastră și îl punem, punem mintea mincinoasă care este condusă de fapt de demoni. Și mintea mincinoasă condusă de demoni ne duce la ruperea de biserica lui Hristos. Ruperea de biserica lui Hristos, fraților, care înseamnă iad, da? Asta înseamnă ruperea de biserica lui Hristos. Este iad, da? Iadul este iadul nu -i o creație a lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a creat un loc unde să se chinuiască sufletele. Iadul înseamnă că eu nu mai ascult de duhovnicul meu. Că eu nu-i mai spun gândurile. Eu nu mai am încredere totală în Duhovnicul meu ca să mă conducă pe calea mântuirii și să mă rog ca Dumnezeu să vorbească prin El, prin Duhovnicul meu. Astăzi acestor lucruri se spune manipulare, spălare pe creier, tehnici de manipulare, dar întrebarea este, întotdeauna o manipulare are un scop, da. Fie, deci oamenii manipulează așa și folosesc tehnici de manipulare cu scopul de a-i înrobi pe oameni, da. De a le lua banii, de a-i distruge, de a-i băga în iad, da? Atunci acesta este un lucru rău. Asta fac gurușii. Guru hindus. Atunci când îți pui o încredere totală, orbească, fără niciun fel de criteriu în cineva, fie că este un duhovnic, să spunem, dar este o încredere orbească, da? Fără inimă, fără rațiune, fără inimă, o încredere din aceasta orbească în care. Nu mă interesează că duhovnicul meu e ecumenist, că duhovnicul meu uh, se roagă cu papa și cu ereticii. Eu am încredere totală în el și ascult. Deci aceasta este o înțelegere greșită asupra duhovniciei. Nu mă interesează că duhovnicul meu mă îndeamnă la păcat. Da? Mă îndeamnă, de exemplu, să iau, să iau uh, pâinea de la gură copiilor mei care sunt mici și să moară de foame și să-i dau lui, de exemplu. Asta este, asta înseamnă că el te îndeamnă la păcat. Da? Dacă nu avem aceste criterii clare, da? Uh, și nu avem Duhul lui Dumnezeu prin smerenie ca să ne supunem într-o adevărată supunere lui Hristos prin Părintele Duhovnic, atunci ne ducem cu totul de râpă. Da? Pentru că noi nu avem criteriile. Criteriile noastre. Sunt niște criterii ale minții noastre bolnave, ale minții noastre strâmbe, ale minții noastre pline de patim, de, de orgoliu, de invidie, de lăcomie, de minciună, de uh, înșelare. Uh, noi am trăit o viață întreagă într-o stare a înșelării, într-o stare mincinoasă. Am crezut că suntem buni și se vede prin acțiunile noastre, prin faptele noastre, prin viața noastră că suntem oameni bolnavi sufletește. Că mintea noastră este strâmbă, este bolnavă și este nebună. Și atunci, în momentul în care ai realizat lucrul acesta, du-te la Dumnezeu. Du-te la Hristos. Plângi. Leapădă-te leapădă de tine însuți. Ce spune Hristos? Cine vrea să-mi urmeze mie să se lepede de sine. Să-și ia crucea și așa să-mi urmeze. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? Pentru că oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Cum adică să mă lepăd de mine însuți? Păi, astăzi, psihologia ne spune și la școală să te mă învăța învățați să avem încredere în noi înșine, nu? Nu spune asta? Ai încredere în tine, că tu ai încredere în mintea ta, în forța ta, ai încredere că poți să faci, că poți să duci, că poți. Puneți puterea minții, cu puterea minții, the power of the mind, da, forța să fie cu tine, forța universală un atunci când, când crezi, trebuie să crezi. În tine crezi în forțele universului, da? Vedeți, asta ni se spune nou astăzi. Spune, nu asculta de nimeni. Nu asculta că toți vor să te manipuleze, toți vor să ți ție banii, toți vor să te uh, înrobească, să te facă un sclav al minților bolnave. Da. Te pot face un sclav al minților bolnave dacă ei sunt niște bolnavi, niște oameni în afara lui Hristos. Și tu fără niciun fel de discernământ, le urmezi acestor guru, cum ar fi să-i urmezi lui guru bivolarul, nu? Sau nu știu cărui guru, da? Care te duce în, în, în propriile lui Pati, da? Într-o viață destrăbălată, într-o viață în care îți, îți ia seva Dumnezească din tine și te lasă gol. În schimb, atunci când asculți de Duhovnic, care este nu eretic, prin mărturisirea lui Ortodoxă și Anticreta, nu e schismatic fiind în Biserica lui Hristos, poate să fie în pomenire sau nepomenire, da? Așa, dar nu e schismatic, adică nu e rupt în sinoade paralele, perpendiculare sau știu ce alte sinoade sau minciună sinoade, da? Așa, și nu te îndeamnă la păcat, atunci puneți încredere în el, în duhovnic, și lasă-te condus și ă, ca o ceară din aceea, prin care tu te lași condus de fapt de Dumnezeu prin duhovnic, care duhovnic se deschide Harului lui Dumnezeu pentru tine, omule. Lucrul acesta astăzi oamenii nu mai fac. Bise în biserica ortodoxă, nu numai din România, și din alte țări, ideea aceasta a duhovnicului, în care să-mi las să-mi să sufletul, să am încredere totală, aproape că nu mai există. Pentru că oamenii au ajuns să înjure preotul, să înjure duhovnicul, să se ducă la el însă să n-aibă nicio încredere în el, să fie un fel de mașină de uh, iertat păcatele, înțelegeți? Un fel de mașină de iertat păcatele, un om de care doar ne folosim ca să fim noi, în ghilimele, bine cu Dumnezeu, fără însă a ne vindeca vreodată de bolile noastre. Inclusiv suspiciunea și inclusiv bănuiala este o boală sufletească. Care putem să o avem, da? O boală sufletească, da? Pentru că lipsa încrederii, lipsa deschiderii inimii, cu adevărat, bineînțeles, având criterii, da? Lipsa aceasta duce la moartea noastră sufletească. Și atunci, noi ne rupem de Dumnezeu, ne rupem de Hristos și trăim o viață de uh, fiu Risipitor, da? Deci, Duhovnicul adevărat, prin ascultarea de el, da? prin ascultarea de el, duhovnicul adevărat ne duce la îmbogățirea spirituală. Duhovnicul fals ne golește de putere, ne bagă în disperare, se vede că nu ne iubește, da? Ne bagă în moarte sufletească, ne sclavizează sufletește, ne face dependenți de uh, o frică închipuită, de un iad închipuit, da? Care uh, duce, de fapt, uh, la moartea sufletească. Pentru că, orb, dacă orb pe orb vor călăuzi, vor merge amândoi în iad, da? Dacă însă, dacă însă fiul duhovnicesc cu adevărat ascultă de duhovnic, de duhovnicul care uh, simte, se simte această legătură, această relaționare, este o relaționare în libertate, da, se simte duhul libertății, pentru că duhovnicul nu ți impune ceva, în sensul de impunere. Da? Să-ți impună ție, da? Și ce se întâmplă? Dumnezeu, Dumnezeu, în inima Duhovnicului lucrează și spune, acesta este adevărul, aceasta este realitatea. Dar tu poți oricând să zici, nu e adevărat, eu nu cred asta, m-am rupt de tine, nu mă interesează, de mâine nu mai ești Duhovnic. Și atunci, nu e o impunere. Pentru că nu poate duomnicul să-ți impună. A, că consecința faptelor tale, că consecința ascultării te va duce la iad? Asta este, este, uh, Iadul acesta este uh, propria ta alegere. E ca și cum uh, ar spune un tată, unui copil, nu băga degetele în prize că o să te electrocutezi. Și copilul îi spune tatălui, aha, tu mă manipulezi amenințându-mă cu electrocutarea, dacă nu fac ce spui tu. De fapt, tu vrei ca să-ți faci voia ta cu mine, dar uite că nu-ți merge. Și eu am să-mi bag degetele în priză și ai să vezi că nu mă electrocutez. Și copilul își bagă degetele în priză și se electrocutează. Deci aceasta este prezentarea unei realități, oameni buni. Nu este o manipulare, ci este prezentarea unei realități. Aceasta e realitatea. Ți-ai băgat degetele în priză, te vei curenta. Da? Vedem astăzi această situație în care, mai ales în România, această situație bolnavă la nivel național, în care oamenii sunt ba atașați de pisici, de câini, încep să idolatrizeze animalele, devenind obsedați de animale. Le este frică de microbi, au ajuns să, să le fie frică de microbi, au ajuns să urască oamenii să nu cumva să îi îmbolnăvească și să moară. Frica de moarte. Au ajuns să fie dependenți de părinți și părinții să le spună până la 80 de ani copiilor lor ce au de făcut în viață, da? Să-i despartă de soților, de soțiile lor, să-i conducă în viață. Înțelegeți, acestea sunt niște plăgi care există. Și aici Duhovnicul trebuie să acționeze, da? El este dator, înaintea lui Hristos, în scaunul apostolic în care se găsește, pentru că Duhovnicul se află în scaunele Sfinților Apostoli. El are harul. Legării și a dezlegării păcatelor fraților. Este urmaș al apostolilor, Duhovnicul. Este urmaș în părințenia duhovnicească. Da? Deci aceasta este realitatea pe care, pe care dacă o înțelegem uh, cu adevărat, o vedem sincer. Aceasta este sinceritatea în Hristos. Da? Ucenicul nu ascultă de Duhovnic pentru că i-ar fi frică de flăcările iadului. Sau că e frică. Că uh, cine știe ce pățește, că îl blesteamă duhovnicul sau nu știu ce. Nu! Ci ucenicul ascultă de duhovnic pentru că el a găsit că acolo se umple de harul lui Dumnezeu. Prin această ascultare, el are binefacere asupra lui. Da. Deci aceasta nu este o manipulare. Da. Ce este realitatea? Numai că, numai că ce vedem noi astăzi, vedem că, din păcate, lucrul acesta aproape că nu mai există. De aceea, atunci când aude cineva de exemplu, de ascultare de săvârșită în biserică, nu poate să o mai înțeleagă. Îmi aduc aminte când mama fetelor care sunt nepoțelele mele și care se spovedesc la mine, a scris, în, a scris către tribunalul din Chișinău, a scris că fetele, deși le durea capul, totuși se duceau la biserică. Deci asta a scris ca acuzație, în care m-a acuzat penal pe mine, uh, pentru că, uite, că le manipulează pe fete cum ele se duc la biserică dacă pe ele le doare capul. Păi, ele se duc la biserică uh, chiar dacă le doare capul, pentru că ele știu că dacă se duc la biserică, se împărtășesc, le va trece durerea de cap. Adică e ca și cum mai spune, uh, 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 mă duc la. Nu, m m m uh, uh, deși erau bolnave, totuși s-au dus la spital. Da. Păi normal că s-au dus la spital. Biserica nu e un spital duhovnicesc? Nu te vinde și de durerile sufletești și trupești în biserică? Ba da, dar pentru asta am fost acuzat penal, înțelegeți? Pentru aceste lucruri. Slavă lui Dumnezeu! Am fost acuzat, deci s-a făcut, am fost acuzat de lucrul acesta. De ce? Pentru că iată că oamenii nu mai au înțelegerea duhovnicească, nu mai înțeleg ce înseamnă prezviterul, în viața lor. Că prezvitelul este tatăl lor duhovnicesc. Că parohia nu este o adunătură de oameni care vin să facă o, o chestiune religioasă acolo, un abracadabra. Bla, 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 obo, oh, Vine preotul, spune acolo, binecuvântat este Dumnezeu. Bla, 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 nu, Așa. Nu. Deci nu, 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 nu este acolo. Domnul să ne rugăm, Doamne, niște, Doamne, niște, Doamne, Doamne, Dumnezeu, ne Deci, așa, o, o de -asta, o, o din aceasta, așa, în care ai zis poezia, am zis poezia, gata, acum Domnul ne-a binecuvântat. Nu! Biserica este o familie în Hristos. Înțelegeți? Tatăl nostru este părintele nostru. Și noi suntem copiii lui. Noi suntem o familie, înțelegeți? Suntem o familie, o singură familie în Hristos. Familia aceasta este familie în Isus Hristos, Domnul nostru, da? Aceasta înseamnă, deși sunt mai multe familii care au copii, da? Au copii sau n-au copii, unii dintre ei, noi toți formăm o singură familie. Avem conștiința că suntem o singură familie. Aceasta este Biserica lui Hristos, da? Iar noi ne adunăm ca să vină Hristos în mijlocul nostru în chipul pâinii și al vinului, ca să ne împărtășim cu Hristos împreună, întărindu-ne această stare de comuniune și de familie în Hristos și de iubire în Hristos, înțelegeți? Aceasta este parohia, da? Parohia nu este o gară în care te duci să aprinzi lumânări și să stai acolo undeva într-un colț ca să se roage popa pentru tine, spunând tot felul de Uh, formule magice. Adrian uh, Zubco ne întreabă: Dacă duhovnicul gândește eretic și o arată și prin fapte, este greșit dacă rupem cu el comuniunea fără să-l anunțăm? Cazul meu de fapt. Da, este greșit, de, trebuie să-l anunți. Cum să nu-l anunți? Îi spui, Părinte Duhovnic, pentru că 1, 2, 3, 4, 5, nu mai pot să mai vin la simția voastră să mă spovedesc. Pentru că, iată, gândiți eretic și o arătați prin fapte lucrul acesta, trebuie să ai obligația să-i spui lucrul acesta duhovnicului tău și, bineînțeles, să scauți un alt duhovnic care să fie ortodox, da? care să, în prin faptele lui, să arate ortodoxia. Da? Ace aceasta este extrem, extrem de important. Da? Da. Deci, iată, dragilor, cam așa stă treaba cu duhovnicia. Da. Uh, înțelegeți că viața duhovnicească și Evanghelia, Evanghelia, Biblia, Evanghelia, Evanghelia, da, cum zic aia, Evanghelia, Evanghelia, da, este nebunie pentru lumea de astăzi, pentru feministele de astăzi. Înțelegeți? E nebunie, da? Este manipulare, este spălare pe creier, este lipsă de încredere. Cum adică să n-ai încredere în tine? Păi oameni buni, citiți războiul nevăzut. Războiul nevăzut. Ce spune? Să nu ai niciun pic de încredere în tine. Toată încrederea ta să o pui în Hristos Dumnezeu prin povățuitorul tău, adică prin duhovnic. Da? Dacă tu ți-ascunzi gândurile tale de duhovnic, dacă tu fugi de Duhovnic și îl consideri, îl judești pe Duhovnic, spunând că e un, un, un leneș, un isprăvit, un aia, cine e el să mă învețe pe mine, atunci trebuie să știi sigur că ești pe calea pierzării. Da? Ești pe calea pierzării. Pentru că tu nu gândești din perspectiva criteriilor autentice și anume, este schismatic, este eretic, mă îndeamnă la păcat, ci tu îl judești pe el din prisma propriilor tale idei și propriilor tale patimi. Care, de fapt, arată faptul că mintea ta este strâmbă, bolnavă și nebună. Și pentru fiecare dintre noi, fiecare dintre noi avem un Duhovnic. Și eu, la rândul meu, părintele Matei Vulcănescu, am Duhovnicul meu. Da? Părintele Maximus Caravas, la care mă spovedesc. Nu există să nu am Duhovnic, da? Fiecare are un Duhovnic. Că fiecare pentru mine, mintea mea este strâmbă, este bolnavă, este nebună pentru mine. Da? Dar pentru cel care Îl spovedesc. Pentru cel care vine în smerenie și în ascultare cerșind Harul lui Dumnezeu prin mine, pentru acela eu sunt părintele duhovnicesc prin care lucrează Duhul Sfânt pentru el. Da? Deși eu ca om sunt un nenorocit, ultima lichea de pe acest pământ. De aceea îi încurajez pe toți care vorbesc împotriva mea, și spun toate prostiile de pe pământ să continue să spună pentru că este minunat. Dar atâta să țină minte. Să nu mai spună în veac faptul că eu nu sunt preot sau că sunt caterisit. Asta este o minciună pentru că caterisirea se face pentru fapte canonice. Da? Nimeni nu te poate caterisi pentru că tu îl consider pe episcopul tău cu, cu documente, cu dovezi clare că este eretic. Da? Atenție mare! Da, Nu există o astfel de caterisire. Și a spune că prin nepomenirea, faptul că nu pomenesc episcopul, eu sunt un schismatic și un caterisit, ăsta e păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici în vreacul de acum, nici în cel ce să fie. Atenție mare de tot la aceste, uh, aceste blasfemii împotriva Duhului Sfânt, pe care poate să le facă cineva. De aceea trebuie să avem grijă, pentru că... Uh, a spune lucrurile acestea cu adevărat ne conduc în fundul iadului. Da? Aceasta este realitatea. Dar vreau să manifest toată iubirea față de toți. Îi mulțumesc părintelui Adrian Jugănaru care m-a inspirat și mi-a dat această ascultare, pot să spun, de a face acest video. Da? Părintelui Jugănaru de la Playmouth, de aici, din Anglia, prieten drag este în Biserica Ortodoxă Română, este părinte pomenitor, pomenește pe Iosif, pe ereticul Iosif, da? dar este un părinte ortodox, e un părinte bun, e un părinte cu multă iubire. De aceea am făcut ascultare de Sfinția sa și am, am vorbit despre aceste lucruri și anume cât de importantă este această ascultare de duhovnic. Cât de important e să vă iubiți duhovnicul cu adevărat, da? Pentru că este mama voastră spirituală. Cât de important este să ai criteriile după care să scauți un duhovnic. Da? Să nu fii un aiurit care, pentru că dacă nu ai înțeles că mintea ta este strâmbă, e bolnavă și e nebună, atunci n-ai înțeles nimic. Înseamnă că tu te crezi un om vindecat așa, și n-ai nevoie de doctor. Și dacă n-ai nevoie de doctor, n-ai nevoie de biserică, pentru că scopul bisericii este vindece. Iată că cu ajutorul lui Dumnezeu, Aici, la noi, oamenii se vindecă. Se vindecă nu pentru că sunt eu cine știe ce, eu sunt cel mai mare rahat, căcat de pe acest pământ. Eu sunt. Da? Dar se vindecă pentru că ei se roagă lui Dumnezeu ca să mă lumineze pe mine pentru ei și să li se arate, să li se pună în fața oglinda păcatelor lor. Da? Pentru că e foarte important să ni se arate păcatele. Ce este. O Ce este mai mare? O minune mai mare. Să înviezi morții sau să-ți vezi păcatul propriu? Sfinții părinți spun să-ți vezi păcatul propriu. Deci dacă ai un duhovnic care ți arată păcatele și te ceartă și te umilește în felul acesta, arătându-ți păcatele tale, să știi că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Pentru că spune Sfântul Ioan Scăraru, spune așa, Cine nu suportă cearta duhovnicului, nu a urcat prima treaptă pe scara raiului. Ați înțeles? Deci cine nu suportă, așa zis, a umilință, duhovnicul m-a umilit, domne. Mi-a zis că sunt păcătos. Da. Da. Înțelegeți? Deci aceasta este duhovnicia adevărată. Aceasta este duhovnicia în Hristos. Duhovnicul nu este un tonomat de spovedanie. Și oamenii până nu scapă de egoismul lor, de îngânfarea minții lor, care vor să fie doar lăudați și lingușiți, da? și să li se spună ce buni sunt ei, atâta timp cât nu dau de un duhovnic care să le spună păcătoșilor, nenorociților, bârfitorilor, curvarilor și așa mai departe, până atunci acești oameni rămân în iad. Pentru că iadul e o stare și starea începe de aici, iubiții mei. Mă bucur foarte mult că v-am vorbit astăzi. Vă iubesc pentru că aceea, de aceea vă și spun toate, vă împărtășesc toate aceste lucruri. Credeți că dacă nu v-aș iubi, uh, v-aș împărtăși aceste lucruri? Nu. Singurul scop, singurul interes pentru care vă împărtășesc aceste lucruri din inimă, după cum vedeți, este iubirea. Este iubirea. Iubirea pe care o am față de voi, toți care mă ascultați și care vreți să vă mântuiți și căutați cu sinceritate adevărul. Pentru că sinceritatea se simte, iubiților. Adevărul se simte. Nu avem nimic de ascuns. Ăștia suntem, după cum v-am și spus și data trecută. Orice întrebare aveți, puneți-o. Orice nelămurire. Domne, vine țața Leana și spune de dumneavoastră că nu lăsa să vorbească cu fata ei. Și nu știu ce. Dom'le, întreabă-mă. Spune că manipulați, că faceți, că nu știu ce prostii sau nu știu ce. De unde are bani să se ducă în excursie? S-a dus la susținut pe Claudiu Buză, ostașul domnului. Da. Toate aceste lucruri, întrebați-mă, fraților. Întrebați-mă toate aceste lucruri. Toate aceste lucruri, întrebați-mă. Pentru că, iată, sunt înaintea voastră să vă răspund. Sunt înaintea voastră să vă spun uh, adevărul în Hristos, pentru că adevărul este cel care ne face liber, fraților. Adevărul ne face liber, nu? Nu minciuna. Da? Adevărul. Adevărul e cel care ne face liberi. Sunt de 16 ani lupt împotriva ecumenismului. De 16 ani. Eu am adus conceptul de interupere a pomenirii în România, prin mărturisirea de credință de la prodromul pe care am întocmit-o eu, care a fost semnată și de părinții de la Volos. Da? Am fost preot în Biserica Grecii aproape cât, 7, cu 7, 14, 15 ani. Da? Iată, dragilor, aceasta este realitate, Realitatea în Hristos, realitatea duhovnicească, da? Așa. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dăruiască mântuire. Pentru că toate vor pieri. Și gâlceava va pieri, și um, grăitorii de rău, și grăitorii de bine, toți vor, vor avea un mormânt. Da. Pământul va astupa gurile tuturor. Așa, da. Și cu ce vom rămâne noi? Noi rămânem cu Hristos. Ați înțeles? cu Hristos, cu iertarea vrăjmașilor noștri. Îi iert și binecuvintez pe toți vrăjmașii mei. Dumnezeu să-i întoarcă la bunătate și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei, pe toți care mă vorbesc de rău. Dumnezeu să-i întoarcă la bunătate și la rugăciune. Îi binecuvintez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i lumineze, să, să le dăruiască dragoste, pentru că eu îi iubesc. Și îmi pare, îmi pare rău să se piardă prin acest păcat de neiertat, anume această calomnie imensă pe care o fac când spun că eu sunt caterisit și că sunt schismatic și că nepomenirea e schismă. Astea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. E păcat de ei. Pentru că i-a orbit diavolul să spună aceste lucruri care se i bage efectiv în iad să lovească cu piciorul în țepușă. Ei nu fac altceva decât să lovească cu piciorul, piciorul lor în țepușă. Rău ți este ție să lovești cu piciorul în Să dea Dumnezeu să se întoarcă și ei ca alți paveli, ca al Saul pe drumul Damascului. Da? Și din orbirea sufletească să fie vindecați prin botezul acesta al lacrimilor și al pocăinței pentru păcatele acestea. Că este, nu, e, nu e puțin lucru să bârfești un preot a lui Dumnezeu, să spui prostii, aberații, să, să strici cinstea oamenilor, să, să arunci cu invective. Dar toate aceste lucruri îmi arată că mergem pe calea cea bună. Pentru că diavolul n-ar ridica război împotriva noastră dacă noi am fi pe calea pierzaniei. Se ridică război împotriva noastră tocmai pentru că suntem pe calea lui Dumnezeu, oameni buni. Asta este realitatea. Sunt părintele Matei Vulcănescu din Sfânta Mitropolie, a Marii Britanii și a Irlandei, Biserica Sfântul Eduard și Sfânta Paraschevii de aici din Liverpool, în cadrul Patriarhiei Antiohiei, am întărut pomenirea episcopului nostru pentru erezie, pentru faptul că ne-a impus să uh, mărturisim această mare erezie, cum că există botez și în afara bisericii, și să îi împărtășim în felul acesta și pe monofiziții eretici condamnați de Sinodul 4, 5, 6 șapte ecumenice. Deci, iată, documentele sunt, le găsiți în site-urile noastre, absolut tot, toate aceste lucruri sunt pe față, pe față, documentele sunt pe față în care arată documentul lor sinodal prin care ei au comuniune cu monofiziții, este îngrozitor, da? Lucrurile acestea nu o să vi le spună nimeni, pentru că oamenii sunt comozi și vor să trăiască numai aici pe pământ și uită de împărăția cerurilor. Trebuie să știți un lucru, frații mei. Nu mi-este frică decât de Dumnezeu atât pe această planetă. Decât de Dumnezeu atât. Pentru că știți ceva? Mâine mor. Unde mă duc după moarte? M-am mai întâlnit odată cu Hristos, că au râs unii de mine. Zic, A, ia uite, am murit și am înviat. Nu știu Nu, domne. N-am murit și am înviat. Am murit și am înviat. Adică m-am via Hristos, adică am revenit la viață. Da? După 45 de minute de stat în. Da, chiar să vă arăt astea medicale, dacă vreți. Vi le pun în față, sunt în limba greacă. Să vedeți acolo că spune clar. 45 de minute s-a oprit inima și creierul. Da? Iar eu vă spun ce s-a întâmplat după aia. După ce a murit inima și creierul. Da? Și nici până în prezent nu mi-am revenit. Foarte multe organe nu mai funcționează. La mine. Da. Deci sunt jumătate de om, ca să spun așa. Jumătate de om. Ce mă vedeți, sunt jumătate. Sunt un om handicapat. Un handicapat. Un... Hai de capul lui. Da. Sunt jumătate de om. Da. Da, vedeți. Dumnezeu m-a readus la viață. Este o realitate, oameni buni. Da. Am fost în fața lui Hristos, oameni buni. Există viață după moarte. Da. Sunt sute de cazuri de oameni care au murit și au revenit la viață. Ce înseamnă asta? E o laudă asta? E o... Nu, e Dumnezeu. Asta e realitatea, Domnule. Da. Ce înseamnă asta? Slavă lui Dumnezeu pentru toate. O să vă arăt? O... Da, nu știu dacă o să vă arăt. Nici nu merită să fac efortul ăsta. De ce? Pentru că cuvântul omului contează. Dacă nu mai avem încredere în cuvânt, dacă nu mai avem... Cineva mi-a spus la un moment dat Părinte, să vină și alții cu argumente, cu, cu mărturie ca izvorând mireasmă și mir din Evanghelie. Și am zis, păi da, nu mă crezi pe mine că spun lucrul ăsta. Nu, trebuie să vină și alții cu mărturii. Păi da, că nu mă crezi pe mine. Poate să vină, să învie toți morții, vorba aceea. Să învie uh, uh, toți morții. Să vină și Ilie și Enoch pe pământ. Și voi tot nu veți crede, pentru că aveți inima învârtoșată. Dragostea toate le crede, toate le rabdă, toate le nădăjduiește. Dragostea niciodată nu cade. Păi dacă simți că omul ăla ți-a spus lucrul ăsta din dragoste pentru tine, pentru mântuirea sufletului tău, tu te îndoiești? Păi, adică te îndoiești de Cuvântul unui om? Te îndoiești de Cuvântul unui prezviter? Te îndoiești de Cuvântul lui Dumnezeu prin prezviter? Deci oamenii nu mai au încredere unii în alții. Nu mai au încredere în prezvite, din contră în Da? De ce? Pentru că asta a vrut diavolul. Dezbină și cucerește. Dezbină această lume. Du-o du Iată, au ajuns mii de oameni să se vaccineze. Vax cu vaxolină. Și să moară de inimă și să pățească un alta. Milioane de oameni, fraților. Ăia milioanele de oameni spuneau Tu ești un retrograd care nu crezi în știință. Da? Bai de capul tău! Și unde sunt oamenii La cimitir. Înțelegeți? Așa e și cu duhovnicia. Manipulatorule care ești! Și oamenii aceștia unde ori vor fi? În iad. Bineînțeles că în iad. Pentru că n-au depășit. N-au dragoste. Unde-i dragoste? Dragostea nu înseamnă să te roși cu ereticii. Nu. Dragostea nu înseamnă să te împărtășești cu ereticii. Din contră, dragoste înseamnă să le spui ereticilor că sunt bolnavi de boala ereziei. Care este mai gravă că e boală împotriva Duhului Sfânt, mai gravă decât boala pur și simplu a unui ortodox care săracul nu știe de capul lui. Înțelegeți? Asta e dragostea adevărată. Nu minciună, dragostea pe care vă arată vă pre prezviterie ecumeniști. Nu. Haideți să avem dragostea adevărată, haideți să mergem în adevăr și în autentic, da? În a demonstra lucrurile, pentru că ceea ce vă spun aici, întotdeauna vi le demonstrez, da? Nu sunt povești pe care vi le spun așa, de dragul, hai să vă spun și eu o poveste. Vin cu argumente scripturistice, patristice. Vin cu argumente de bun simț. Da? Păi și în legătură cu faptul că am, am decedat de COVID 45 de minute. Păi am, am documentele, da? Când medicul de la spitalul militar din Grecia, unde eram, s-a uitat, era medicul general, da? S-a uitat și a zis, S-a uitat la mine și a văzut, era, deci totul era alb, alb, deci înseamnă mort. Plămânul nu are cum să funcționeze dacă totul apare alb, da? Deci toată aia morfologică la CTC, cum se numește, era, era, era mort, mort. Și se uita la mine și spunea, de ce trăiești? De ce trăiești? Păi zic, eu știu că este, asta e lucrarea lui Dumnezeu, că nu se mișcă, nu deschidem ochii din somn dacă nu vrea Dumnezeu, nu? Hai că de ce mă întreb de ce trăiesc? Pentru că așa vrea Dumnezeu. <laughs> Înțelegeți, dragilor. Haideți să fim al lui Hristos. Pentru că nu ne interesează de ce zic oamenii, ce zice X, ce zice Y, ce inventează, ce aia, da, puțin nu ne interesează. Ce zice Hristos, aia ne interesează. Ce zice Hristos, Dumnezeu, da? Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeul Dumnezeilor, Sfântul Sfinților, da? El este Dumnezeu. Și El ne conduce în viață. Nu gura lumii. Ați văzut când spuneau Părintele Matei a zis să ne omorâm prunci în pântece. Ce nenorocit! Da. Adică să facem crima avortului nu e o problemă, da? Nu e o problemă să facem crima avortului. Acolo suntem cu toții ipocrite noi femeile. Nu? Apropo de feminism. Da? ipocrizia maximă. Haide să-l atacăm pe cel care a zis, decât să-ți omori pruncul în pânte, ce mai bine naște-l, botează-l și apoi ucide-l, pentru că e un păcat mai mic decât păcatul avortului pe care îl faci și care nu este incriminat de lege, din păcate. Nu? Vedeți? Vedeți ce înseamnă ipocrizia aceasta generalizată? Hai să-l atacăm, să-l omorâm pe cel care spune adevărul, pentru că ne deranjează, de-aia l-a omorât pe Hristos îl deranja. După aia când a spus, ori pisica, ori Hristos. Ori pisica, ori Hristos. Da? Păi când vezi că oamenii sunt pisicolatri, efectiv, pisica aduce energie pozitivă. Pisica strânge energia universală și ți-o dă și de-aia el te apără de demoni. Deci pisica înlocuiește pe Hristos, Sfânta Cruce, Sfintele Icoane, rugăciunea ta o înlocuiește pisica, domne. Păi nu e ori pisica, ori Hristos? Ba da, este, normal că este. Dar nu trebuie să-i băgăm pumnul în gură celui ce spune adevărul? Ba da, trebuie. De ce? Pentru că nu ne convine adevărul. Și adevărul trebuie să-l omorâm, să-l distrugem, să nu mai existe. Da? Voi nu trebuie să existați, înțelegeți. Pentru că adevărul doare. Adevărul e Hristos. Și când vine Hristos, Hristos face lumină. Înțelegeți? Lumină. Și noi arătăm această lumină atât timp cât suntem în lumină. Și nu avem nimic ce să ascundem. Ăștia suntem. Eu ăsta sunt o lepră, o cârpă. Ăsta sunt. Da. Un bețiv sunt. Un mâncăcios. Un desfrânat. Un porc. O mizerie de om. Ăsta sunt. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Dar mă țin de poala lui. Da? Doamne, ia-mă și pe mine. Nu mă lăsa în starea mea. Nu mă lăsa în boala mea sufletească. Nu mă lăsa cu mintea mea strâmbă. Cu mintea mea bolnavă. Cu mintea mea nebună, Doamne. Nu mă lăsa am încredere în tine, Doamne, arată în voia ta prin părintele meu duhovnic, prin părintele Maximos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumă tu, Doamne, la împărăția ta, Doamne. Ține mă în împărăția ta cea cerească, Doamne. Vedeți? Asta este. Asta este adevărul. Da? Mă gândesc acum, bă, nu cumva sunt un narcisist? Nu cumva îmi place să mă privesc pe mine în filmulețele astea? Poate ar fi mai bine să nu mai fac filmulețe. Pentru că poate sunt un narcisist și îmi dezvolt o altă patimă până asta. Dar stau și mă gândesc și mă uit în inima mea și zic Nu, o fac din dragoste pentru voi, măi, oamenilor. O fac din dragoste pentru voi. Ca să știți și voi adevărul și adevărul să vă facă liberi, dragii mei. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamne ajută!